Șapte membri ai Consiliului Superior al Magistraturii au cerut avocatului poporului să atace la Curtea Constituțională ordonanța de urgență prin care au fost prelungite mandatele celor doi șefi a inspecției judiciare. În opinia noastră există riscul declanșării neconstituționalității la un moment ulterior între în vigoare cu consecința compromiterii unor anchete disciplinare vizând magistrați sau altor tipuri de verificări și controle ce țin de competența inspecției judiciare, se arată în scrisoarea trimise de cei șapte magistrați. Unul dintre motivele invocate de către cei șapte este faptul că ordonanța a fost emisă după ce mandat mandatele celor doi inspectori șefi au expirat, iar aceasta nu ar fi avut avizul CSM, deși există obligativitate constituțională în acest sens. Mandatele celor doi inspectori au expirat în data de 1 septembrie, însă au fost prelungite automat printr-o ordonanță de urgență emisă patru zile mai târziu. Cei trei judecători și patru procurori care au semnat cererea către avocatul poporului și-au mai motivat gestul prin faptul că nu era instituită nicio situație de urgență prin care să fie nevoie de un asemenea act. Mai mult prin acea ordonanță ar fi fost încălcate numai puțin de patru articole din Constituție. Cei doi inspectori care au beneficiat de prelung. În mandatelor sunt Lucian Etejoru și Gheorghe Stan.